Și bine, v-am regăsit. Acum o să vorbim și despre Project Pen în sfârșit și vreau să vă arăt aici, sper să nu cadă, acest dulăpior, ca să spun așa, cu machiaje pe care le-am pregătit pentru această vară. Bineînțeles că la farduri o să mai pun și altele, uitați cât este de mare. Bine, faceți abstracție de ultimul sertar de jos, dar tot ce e aici, da? Și o să le întreb către voi. Deci, în primul și în primul rând vom avea nevoie de cremă, bineînțeles. Și am aici un ser, da? Deci serul acesta o să țină loc și de cremă și de ce vreți voi. Vi l-am prezentat puțin mai devreme în produse recomandate. Și avem așa acesta. Extract de melc. Este din gama, de la brandul Sun by Me, ser de noapte, da? L-a încercat mama mea, pentru ea nu a funcționat, pentru că are o vârstă, vă dați seama, dar la mine este extraordinar de bun. Deci nu știu cât aș putea să-l laud. Este foarte bun. Cred că merge cam la orice vârstă, dar depinde acum dacă aveți riduri mai profunde. Iar o vârstă, vă dați seama, că na, nu merge orice. Ei plac cremele de la L'Oreal, care sunt mai puternice, mai... Na. Sau de la Oriflame, gamele acelea mai scumpe, știți la care mă refer. Dar acesta, dacă aveți 20, 30, 40, nu știu, 50 de ani, merge. E foarte bun. Apoi, ca și bază de machiaj, am ales acestea două. De la Pharmacy și de la Oriflame. Da? Asta e transparentă, asta are așa o altă textură, dar sunt foarte bune amândouă. Bun. Apoi, avem nevoie de concealer. Imediat. Așa, deci la concealer avem așa, vreau să-l încerc pe acestea de la Shein, care așa se prezintă, da? Bun. Acela pe care l-am aruncat mai devreme era și expirat și avea cu totul altă nuanță. Asta e mai potrivit, că sunt puțin bronzată. Și apoi îl avem pe acesta de la Rimmel, da? Și mai am încă unul, dar în fine, pe acesta vreau să îl folosesc acum, ca să nu expire. Apoi avem nevoie de fond de ten. Avem aceste fonduri de ten care îmi plac foarte mult. Miss Sporty, acesta So Clear, este foarte bun pentru ten gras sau mixt. Și apoi acesta pe care îl am de la Ladies și care este ceva corean, da? Skin Air, așa scrie, nuanța beige deschis. Aici este așa și pe partea aceasta se deschide în felul acesta. Și apoi, așa, și uitați cum se prezintă. E foarte elegant, foarte frumos, da. Ok. După care mai avem încă un fond de ten care este puțin, cum să zic eu, are o nuanță, nuanța vanilii, nuanța beige, ceva de genul ăsta, dar destul de deschis la culoare. Și este ca un fel de ser. Și amestecat cu ăsta, iese super mișto. Eu așa fac. 004N. Asta ar fi nuanța, da? Bun. Ăsta este de la Catrice. Foarte bun. Chiar vi-l recomand. Este super interesant. Cu toate că eu am tenul gras, asta mi-a plăcut foarte mult. Pentru că nu lasă tenul uleios, dar în același timp îl lasă luminos. Mi se pare foarte bun. Chiar vi-l recomand. Și mie mi-a costat mult. Apoi, ca și pudră, să ne uităm aici, scuze, că trebuie să văd și eu ce fac aici. Ca și pudră, numai puțin să vedem ce avem aici. O să folosesc această pudră de la MAC. O am de câțiva ani buni. Nu știu exact ce termen de valabilitate are. Cred că 2 ani, mai mult nu cred că are. Dar eu o să o folosesc în continuare. Pentru că am senzația că nu se mai termină. E genul acela de produs care, nu știu, efectiv, ai senzația că nu se mai termină. O să o folosesc vara asta și pe aia o să o arunc. Vă dați seama că nu pot să o folosesc la infinit. Apoi, ca și blush, vreau să-l folosesc pe acesta, care o culoare foarte mișto și mie mi se potrivește. Este de la Pharmacy. Apoi mai avem această paletă, tot de la Pharmacy. Da? Aceasta este, care are, asta e de contur, asta este blush, iar aici este un iluminator, să spunem. Așa, și aș mai încerca și cu ăsta, care zic eu că e destul de interesant.
Și mai am unele, dar nu vreau să le folosesc acum, pentru că mi se pare că nu sunt atât de extraordinare. Adică astea de la Essence, da? Nu vreau să le folosesc acum, pentru că sunt destul de noi. Vreau să le folosesc cu astea mai vechi, ca să... Da. Și mai am aici de la Isabel Dupont. Asta e mult mai vechi, l-am cred că de vreun an. E foarte mișto. Este tot așa, iluminator. Și mai am o paletă pe care vreau să o folosesc. Aceasta. De la Ladies. E foarte, foarte mișto. Deci chiar place foarte mult. Și mai avem aici de la Catrice un iluminator, da? Deși pe ăsta vreau să-l folosesc. Știu, sunt multe produse pe care vreau să le folosesc. Apoi, ca și creion pentru sprâncene, este acesta pe care l-am de la Catrice. E foarte bun. Deci aici este creionul în sine, iar aici este acest pieptăn, da? Foarte bun creionul ăsta. Foarte, foarte bun. Apoi, creion de ochi. Acesta. Trebuie să-l ascut, bineînțeles. Am ascuțitoare. Și ăsta e de la Jordan in Gold. E foarte bun ca și creion. Nu rezistă atât de bine pe ochi, ca să știți. Dar e ok. Apoi, o să folosesc în continuare acest ser ca să-mi fixez sprâncenele și o să-mi dau și pe gene cu el. Mi se pare foarte bun. La mine chiar a funcționat. De când îl folosesc de vreo 2 ani, Eyebrow and Lash. Are capixil, adică are ceva din usturoi. Chiar e foarte bun. Da, o să mă dau și pe gel cu el. Apoi, o bază pentru floape este aceasta de la Marc Magix. Așa, scuze dacă se aude gălăgie, v-am mai spus eu nepoțica mea care... Na. Sper că nu s-a auzit ce a zis. Da, bun. Apoi, ca și rimel, ăsta o să-l arunc, o să-l pun la produse terminate. În fine, nu mă dau pe spate ca idee. Și îl mai avem pe acesta, care este de la Essence Waterproof, adică rezistent la apă. Mai avem creion de buze, acesta, care este de la Melchior. E foarte bun ăsta, e culoarea buzelor, se poate folosi, cred că, cu orice fel de ruj. Și mai am aici câteva rujuri care zic eu că sunt potrivite pentru perioada aceasta. Și anume acesta pe care l-am primit cadou de la Avon, da? Așa. Apoi îl mai avem pe acesta de la Maybelline, pe care nu l-am deschis încă, dar am senzația că e asemănător cu ăsta. Ia să-l testăm. Pentru că nu l-am încercat până acum. Da, e foarte asemănător. Am senzația că e cam aceeași nuanță. Deci, ăsta de la Maybelline seamănă cu ăsta de la Catrice. Uitați-vă puțin dacă vedeți vreo diferență. Eu nu văd. Probabil calitatea o fi diferită, dar în rest mi se pare că seamănă. Aș vrea totuși ceva mai deschis la culoare. O să mai caut niște rujuri mai deschise. Apoi, mai avem aici niște rujuri pe care tot așa o să vreau să le folosesc. Și anume, de la Avon ar fi acesta, care este nuanța aceasta. E foarte ok. Scuze dacă țip, dar nu aș vrea să aud gălăgie, în fine. Și mai avem pe acesta care este așa și este o gamă foarte bună. Aici se potrivesc nuanțele perfect. Asta este de la Impala. Este un ruj foarte bun, vi l-am mai recomandat. Eu cred că dacă ar fi să recomand un ruj care să reziste pe buze, nu știu, vreo 4-5 ore până mâncați, să se vadă ok, să nu se ducă urât, ăsta ar fi cel mai potrivit, pentru că nuanțele sunt exact cum le vedeți aici. Deci ăsta e, ăsta o să fie pe buze. Și ar mai fi și acesta care e de la Pharmacy, da? Este așa ca un nud. Ia uitați, se aseamănă toate trei. Deci sunt cam aceleași nuanțe. What? Da. Sunt cam închise, da. Deci data viitoare când mai dau comandă la Ladies, o să-mi iau din gama asta mai multe nuanțe, mai deschise, mai... În fine, pentru că deja am trei rujuri la fel. Și anume... Acestea sunt identice, aceeași nuanță. Da, în fine, acum am observat. Bine că am făcut Project Pen. Deci acesta este Project Pen-ul, da? O să verific în clip, sper că nu s-au auzit anumite chestii, da? O să verific clipul și apoi o să-l postez și dacă e nevoie o să-l editez puțin, sper să reușesc. Bun, nu vă mai rețin. Vă invit să vă abonați dacă sunteți noi pe canal și... Să dați un click pe acel clopoțel pentru notificări viitoare. Deja nu mai știu să mai vorbesc pentru că am filmat foarte mult timp de oră. Am filmat. Și
sper să vă placă ce am prezentat astăzi și recomandările. În fine, o să vă pun în fiecare zi câte un clip sau două, depinde cum am timp. Și cam asta este. Noi o să ne vedem în clipul următor, să vedem când o să mai am timp data viitoare. Probabil în weekendul viitor o să mai am timp să mai filmez. Și cam asta este. Așa, să aranjez și eu chestiile astea pe aici. Da. Bun. Bineînțeles că o să folosesc SPF, dar nu avea rost să vă mai prezint SPF-ul, că deja am făcut un clip separat. Bun. Nu vă mai rețin. V-am pupat. Vă mulțumesc dacă m-ați urmărit și dacă vă place ce fac eu aici. Și noi ne vom revedea data viitoare. Vă doresc un weekend minunat sau ce mai rămas din el. Și v-am pupat. Pa, pa!